Bună ziua! Bună ziua! Astăzi m-am gândit să vorbim despre cum punem în comportament pușurile domnului Marius cu ceea ce ne vine din față. Cu provocarele de zi cu zi. Asta, provocarele de zi cu zi. La mine, de exemplu, acum, sunt mult mai atentă să înțeleg că Dumnezeu e absolut în tot și toate. Deci să-L văd pe Dumnezeu, indiferent în ce lucru. Și să nu mai împac, că e bine sau că e rău, doar este. Când înțeleg că Dumnezeu doar este și atât, vine liniștea care mă duce în suflet. De exemplu, astăzi la muncă era o șefă care era nemulțumită de o colegă care putea să ierbe după amiază. Și ego-ul meu a început să facă în cap. Pur și simplu m-am trezit, nu eram crezut prezentă, m-am trezit că a început să-mi și eu să o judec. Și în clipa aceea am zis că, Doamne, zic, dacă ieși în critica asta, îți mulțumesc, deci am acceptat și critica. Zic că, da, tu ieși în critica asta, îți mulțumesc, te iubesc, dar eu sunt suflet. Sufletul el doar este. Asta e ego care vorbește și accept și ego, că și el face parte din Dumnezeu. Și a venit ca o credințială așa pe mine și după aceea o liniște profundă. Și pur și simplu am uitat subiectul. Și mi-am dat seama că acceptarea asta la tot ce vine din față e un lucru foarte magic. Adică să înțelegi că acolo e Dumnezeu, n-ai să ce cauți acolo, doar e bun, a început el să-și facă treaba. În momentul când te retragi atenția de pe problema aceea și înțelegi că e doar Dumnezeu acolo sub acea mască și ego-ul meu a început să împartă sau să critici, atunci automat te dai în spate și îți par acele gânduri. Asta am înțeles la mine. Deci înțelegem că absolut în tot și toate e Dumnezeu și doar treaba Lui. N-avem noi și căutat să împărțăm sau să analizăm. Pentru că cei care vor are experiența Lui și cei care vor are un parcurs personal, am parcursul meu și experiențele mele în care doar trebuie să le accept. N-am altceva ce să fac decât să accept, să le accept și să le integrez. Să înțeleg că la astea sunt venite ca să mă dezvolt. Nu vin cu alt scop. Decât doar să le iubesc și să le accept. Înțeleg că e Dumnezeu care în fiecare zi mă deghează. Mă ghidează în modul cel mai perfect. Cum vede, doamna Dăina? Da, așa este. Fiecare din noi, fiecare suflet, avem o relație particulară cu Dumnezeu. Degeaba am vrut ego-ul meu să comporte ca și Mihaela, ca și Alina, ca și Marius, că e o voință aiurea, e voința ego-ului, de fapt. Pentru că eu fac atât cât pot, cum pot, eu ca și suflet am o relație specială cu Dumnezeu. Dar în viața de zi cu zi funcționez când pe suflet și din când majoritatea pe suflet, așa cum spunea și Marius, dar din când în când funcționez și pe ego. Am avut și eu zilele trecute două oglinzi, două doamne m-au sunat, chiar așa s-a întâmplat una după alta și ca și oglinzi mi-arătau relația lor dizarmonioasă cu soțul, cu prima cu soțul și cu soacra, iar a doua cu fiii ei, că soțul era plecat la Domnul, cu băieții ei, doi băieți, și cu una din urori.
Sigur că am realizat pe loc că sunt oglinzi amândouă și faptul că îmi cereau sfatul cum să facă, efectiv, că chiar asta îmi cereau cum să facă ca să poată să... Eu le-am sugerat să facă, să scrie după metoda lui Marius, metoda care a folosit-o și Alina din Italia. Și le-am explicat pe rând fiecăreia că bine, că sunt și oglinzi și că e vorba despre relația, e vorba despre relația inițială a mea ca și suflet cu mama și cu tata meu, adică eu am preluat inconștient comportamentul mamei față de tata. Relația mea cu tata este relația mea cu Dumnezeu, de fapt. Și le-am explicat cumva că ele chiar voiau concret, așa, școlărește, să le spun, să le explic cum să scrie. Am făcut treaba asta și ții minte, Elena, că seara ți-am povestit un pic de asta, dar tu, dacă ascultași deja binarul cu Bogdan și cu Marius, în care o vorbi și Daniel de la Târgu Frumos, și mi-ai spus că este încă o variantă mult mai simplă. Adică de a intra direct în Dumnezeu, în divinitate, și s-o șters totul, tot trecutul. Adică nu mai e nevoie să lucrezi cu mama, cu tata, cu mai știu eu cine. În prima fază, ego-ul meu s-a opus, s-a reacționat așa, da, ce am greșit? Nu, 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 tu mi-ai spus, da, nu e greșit, dar e altceva acum, mai simplu. Și te-am rugat și mi-ai trimis binarul acela. Ei, ascultând acel binar, că intrasem deja, deci înainte de a pune binarul, intrasem deja așa într-o reacție și venise pe mine așa și un pic de oponență, dar și un pic de vinovăție. Și am început să ascult binarul și la un moment dat când a început să vorbească Marius exact despre așa ceva, că este mult mai simplu să intrăm direct în suflet, adică să nu ne identificăm cu ego-ul, ci să ne identificăm pe loc în suflet, cu sufletul. Ei, și în urma faptului că l-am auzit pe Marius spunând asta, efectiv, parcă s-a materializat și în mine funcționarea pe suflet, adică au dispărut acele emoții, așa, instant. Și am zis, wow, chiar funcționează. A fost cumva o dovadă din partea lui Dumnezeu. Hai să-ți arăt că, uite, se poate așa, știi? Și, într-adevăr, e mult mai simplu, numai că trebuie să fim cumva, să intrăm mai des în practica asta ca să devină cumva obișnuință, reflex. Da, eu când am văzut astăzi ego-ul meu intrat în critică, dar o critică așa subtilă, de pe am auzit-o, am stat și am zis, Doamne, dar eu și ca și la păi, eu și ca față celălalt, am fost cândva. Și eu nu pot să fac decât să-l iubesc pe amândouă, că sunt acele părți de mine, care așa am fost și eu, că ele au venit și mi-au ținut oglinda. Doamne, îți mulțumesc și te iubesc. Și așa au venit o stare de bucurie pe mine. Doamne, dar nu pot decât să acele părți să le integrez, să accept că am fost și așa și așa. Și slavă lui Dumnezeu că am conștientizat. O bucurie așa m-a învăluit când am înțeles că Dumnezeu e doar iubire. Cel ego-ul ăsta e exact ca un fum, așa, că cum te-ar arăta la plânge și te-ar amăgi. Tu doar trebuie să fii treaz. Dar e perfect și așa, nu-i nimic. Da, exact cum povestea Marius de ființa gând, că stă undeva la distanță mică de mine și într-una caută să mă prindă cu ceva, știi? Cum am acceptat să mă prindă cu un gând? Cum mă subjugă cumva, știi? Adică mă controlează ființa gând după aia. Și începe parada gândurilor, știi? Da. Dar chestia asta o am și eu. După ce accept ceva, mă gândesc mai cum am făcut, sau de ce am făcut.
ceva automat, cred eu. Da, pentru că ai acceptat primul gând de la ființa gânda. Și spunea Marius foarte frumos că te poți detașa, adică pur și simplu îți imaginezi, te dai, adică îți imaginezi că nu intri în dialog cu ființa gând. E ca și cum faci o distanță între tine și ființa gând. Nu e nevoie distanță fizică, efectiv așa îți imaginezi. Și pur și simplu nu intri în dialog cu ființa gând, nu accepti gândul. Pentru mine o pot să înțeleg că toate gândurile, că-s buni, că nu-s buni, adică că noi le împărțăm, că ele sunt perfecte, nu există buni sau rele, doar există. În momentul când am înțeles că toate gândurile sunt din ego și sufletul doar este, el n-are niciun gând, că în momentul când eu în cap n-am absolut niciun gând conștient, atunci înțeleg că n-am, pur și simplu, sunt și atâta. Dar când vine un gând, și mai ales dacă mai ieși într-un el, automat sunt în el. Da, e clar, sigur, sigur. Da. Și experiența ta, Roxana? Da, experiența mea e că eu cred că de acum la mine încep reglările. Cred că de acum încep, încep adevăratele reglări. Pentru că îmi vin din față destul de multe ori mă gândesc că poate că mă gestionez cum trebuie anumite lucruri și nu sunt mereu un divin sau nu știu cum să zic. Am și ego acolo și de asta, de asta am tot vin. Cred că dacă m-aș lăsa chiar cu tot așa, poate că da, ori n-ar mai veni, ori n-ar mai veni așa cu intensitatea asta, spun eu. Eu am avut un student acum iară cu soțul, care nu a vorbit deja situația că el este plecat și este cu altcineva, dar nu suntem divorțați legal și el nu-și dorește momentan asta. Și asta trebuie de comun acord el, de fapt, nu eu, ca să avem o relație pentru copii, strict normală, la care eu am acceptat, ceea ce n-aș fi făcut fără cunoștința domnului Mares. Dar acum fata a avut multe evenimente și am să-ți arăt niște fotografii din evenimentele ei și practic le-am trimis pe grup, pe WhatsApp, pe ce are el telefonul și i-am trimis în ziua când am avut un concurs, o fost ziua fiecare, i-am trimis cu, cu evenimentul, chiar am făcut un tortuleț și așa. Seara de ziua fetei mă sună, na, ce faci, mă întreabă, zic că, na, strâng prin casă, zic că a fost pe prima fată și aveam de strâng prin casă, cum rămâne. Deci, na, aș vrea undeva să merge, să nu ne audă copiii că vorbim. Deci, pot să undeva unde simt, că zic, da. I-am zis fetei să stea în cameră, că tata vrea să vorbesc chiar la telefon și m-am dus în bucătărie. Cel mare era la telefon și bineînțeles în cameră la el și nu a venit. Când ajung în bucătărie, eu deja simțeam ceva așa, ego-ul meu simțea că ceva nu e în regulă, la care el îmi spune, auzi, ce vreau să îți pun niște întrebări la care să-mi răspund cu da sau nu. La care înseamnă venit, nu știu, în minte, imediat să spun da, Doamne. Am spus în gândul meu așa, da, Doamne. Și pur și simplu mi-a spus, uite, eu ți-am spus că eu am o relație cu altcineva, zice da sau nu. Zic, da, mi-a zis mie că ai relație cu altcineva și ți-am zis să fii, să sperez să fii fericit. Da, ți-am spus că vreau să avem o relație doar de prietenie și să zic pentru copii. Zic, da, așa mi-a spus, că trebuie să avem doar relație de prietenie și noi nu mai avem, așa. Exact așa, zic, da. Mai stai și mai stai și spune, uite, eu am o rugăminte la tine și te rog să nu te superi și mai repet o dată, chiar te rog să nu te superi, de ce? Dar eu, persoana care sunt acum, nu mai vrea să îmi trimit fotografii de pe telefonul tău, nici măcar cu copiii, nimic. Dacă vor să-mi trimită copiii de pe telefonul lor, la care am spus da, sigur că da. Deci chiar am vrut să-i întreb dacă te deranjează, zic, nu o să-ți mai trimit eu, dacă o să vrea copiii, o să-i rog pe ei. Deci eu atât am avut să-ți spun că nu, și eu poate când eram cu tine, nici ție nu-ți convenea când cineva îmi dădea un mesaj. Și am zis, da, așa-i, ai dreptate. La care am încheiat discuția și mi-am zis că n-am, vrei să vorbești cu Maria, că Maria m-a auzit că vorbesc eu și mi-a zis ce aș vrea și o vorbesc cu tata și am zis după ce discut eu cu el. Și zice, da, vreau să vorbesc cu Maria, la revedere, la revedere.
Adică el, eu am fost dată pe speaker ca acea persoană să audă conversația noastră, vă dați seama, nu? Și într-adevăr așa făceam și eu, când primea el un mesaj de la o anumită persoană, trebuia să-mi confirme că el de fapt nu-i cu nimeni și că nu are nicio relație cu persoana aia. Și am spus că, Doamne, și dacă aș pe dată, tot sunt arcea odată. Așa e. Ce-a făcut. Dar ceea ce m-a uimit, adică am uimit, am uitat ajutorul Dumnezeu, adică eu spunând din prima, înainte să știu ce vrea să mă întreb el în gând, că simțeam așa o emoție și am spus, da, Doamne, în gând, înainte să încep, când mi-a zis el, primul, să-mi răspundeam și întrebări cu da sau nu, eu am spus, da, Doamne, în gând. Când am gândit, zic, aici trebuie să fie ceva. E un test. Și m-am bucurat că am făcut să accept și nu mi-am mai venit să plâng și nu mi-am mai venit să mă dau capul de pereț și să fac atarzani, deci am fost foarte liniștită. Doar că mai îmi vine flash-ul ăla, gândul ăla, că din multe ori mă gândesc, Doamne, eu sunt într-un, parcă sunt într-un film. Îi spuneam, Doamne, Elena, chiar am zis, Doamne, eu mă simt că dacă sunt într-un film. Parcă, pur și simplu, nu fiu eu, deci nu mai recunosc pe nimeni, că n-aș fi făcut așa ceva înainte de cunoștințele Domnului Mare. Și îmi dau seama că oricum se întâmplă o transformare cu mine și asta mă bucură. Mă bucură că știu că sunt pe cale, știu că încă nu sunt trebuie, dar sunt acolo. Adică știu că asta e calea. Nu mai este calea în care să plâng până nu mai pot, în care să mă dau capul din pereți, nu știu ce cu mine. Adică eu știu că eu așa trebuie să fiu acum și asta e singura cale și trebuie să accept orice mi-ar spune. Adică eu știu că asta a fost începutul reglărilor, sunt conștientă. Și asta e tot timpul în loc, Dumnezeu să mă ține de mână. Ca să nu mai duc înapoi unde am fost, măcar să merg pe calea asta de acceptare. Acum, nu știu voi după ce ați auzit ce părere aveți. Da, foarte frumos ai reacționat, foarte frumos. Da, dar s-a fost dintr-o frică, adică să nu te mai duci înapoi. Trebuie să înțelegem că Dumnezeu, din tot și toate. Noi, în momentul când înțelegem că El e în tot și toate, El doar nu face. Adică frica asta e tot din ego, că să nu mă mai duc cu mine, ne identificăm cu eu, cu corp. Da, da, așa e. Dar știi ce mi-am dat eu seama iar? Dar zice, Doamne, tu... Și chiar s-a dus în aceeași experiență, adică mă gândeam acum dacă această fată îl condiționează. Eu nu am ură și nici resentimente, nici nu știu, nici nu mai vreau să am așa ceva vreodată, adică nu știu cât e rău și nu. Dar mă gândesc că reglarea vine pentru toți ei, într-un fel. Mă gândeam, Dumnezeu lucrează în așa fel încât e lucrat tot acolo de unde a plecat. Dacă eu făceam așa și această fată, zic, face la fel, zic, ne învârtim așa, cumva. Știi ce îmi dau seama de aici? Că el, acolo, deci în spatele bărbatului, divinul. Și divinul ia un rol pentru noi femeile să ne corectez. De fapt, el și-a luat rolul și la tine și la el de corector. Nu că e ceva bun, că e ceva rău. E perfect, da. Așa cum e. Da. Îmi dau seama că și are lecția ei și eu la fel și el la fel. Deci cred că toți trei avem lecția noastră. Eu ceea ce trebuie să fac să intru într-o acceptare totală. Și mă bucur că mai gestionez cu copiii, adică dacă îmi spun uite când vine tata sau eu îi spun uite întrebați-l când vine, că nu știe exact nici eu când are concediu sau încercați zic, să când vrei să aveți o întrebare sunați-l, că zic el vă răspunde la orice oră, zic. Oricând zic sunt altfel că el vă răspunde. Dacă nu poate, zic, vă sun el. Adică îi dau așa o încredere ca să nu... Încerc să nu mă bag cumva, că iau o scădini, că nu mai vine, că de fapt cam așa e. Momentan am înțeles că nu poate să ajungă la ei. Așa ar fi foarte. Dar asta, dar și-o schimba serviciul și poate să ajungă. Și gestionez situația în așa fel, am zis că, având aceste cunoștințe, încerc să nu dau vina nici într-un fel. Pe el sau pe cineva, sau să-i spun copilul, n-au, te vezi că nu mai vine. I-a spus, o să vină, dar nu știu exact perioada. O să vă spun el exact când o să-i dea concediu, când zic, mai bine discutat cu el, chiar știi mai bine cum să vă spună. Sau când trebuie să vină, când poate veni. Nu mai Am asta. Așteptarea copiilor, e tot așteptarea noastră. Așa m-am gândit și eu. Încă mai aștept să se întoarcă, încă mai aștept că dacă
noi, asta lucrul de la avem de făcut. Să ne axăm doar pe noi, să ne detașăm. Mereu să ne spunem acolo Dumnezeu și tot e perfect. Acolo e Dumnezeu și tot e perfect. Să nu mai intrăm în minte că dacă vine, că dacă nu vine, că asta. Da, da. Da, îmi dau seama că e o parte din mine. Copiii, mă gândesc că dacă eu aș fi total detașată, nu știu dacă m-ar mai întreba sau direct ar comunica cu el, că oricum eu mai vorbesc prin telefon. El mai sună copiii și copiii mai sună. Deci nu-i... Dar întrebându-mă și mine și eu cumva, da. Eu ceva n-am acceptat, mi-am dat seama că eu încă mai am mers lucrat cu mine. Da, dar partea frumoasă este că tu menții o imagine frumoasă a tatălui pentru copii, știi? Adică nu, da. Nu încerci să-i separi. Nu încerci să le... Nu. Deci mențin această imagine frumoasă datorită faptului că eu acum știu acest învățător. Exact. Adică dacă nu le știam, să nu vă imagine. Da, pentru că ei au nevoie să-și respecte tatăl ca pe Dumnezeu, sigur că da. Eu am zis, da, orice, am zis, tata, muncești acolo, eu aici, zic, voi trebuie să respectați, zic, nu, poate când nu ajunge când trebuie sau nu vă spune când ați vrea voi, zic, dar nu poate, zic, oricum, zic, ei zic, părintele vostru, ce spun eu, zic, trebuie să ascultați el. Da, eu nu mai... Foarte bine. Da, mulțumesc Dumnezeu și Domnului Mare de acest învățător pentru că eu sunt conștientă că ne știindu-le, da, bine, acum mă gândesc că și Dumnezeu am văzut să le ajungă la mine și să le accept, să le cuprind așa. Dacă mereu am mers, oricum e greu. E greu pentru că noi am fost învățați să mergem exact în picioare și ne pun cineva a merge în mâini, știi? Da. E greu. Nu e ușor. E greu la ego. Ego spune. Da, e greu. Ego, așa este. Da. Ego ne-a pus atâtea condiționări, bacă e greu, bacă nu se poate, bacă spre jos, bacă spre sus, bacă la stânga, bacă la dreapta. Sunt acolo unde trebuie să sunt și asta e un proces. Nu trebuie să avem așteptări. Da, nu știu când are concediu, dacă n-are concediu, dar nu știu când are concediu, că o să-mi spună, sau din astea, dar ce mai face soțul tău? Dar ce mai e din astea care mie, la Ivo, nu-i convin întrebările astea, știți, în situația care eu sunt. Da, dar le are în adânc, altfel. Nu, nu pot ține și atât omul ce se întâmplă, doar dacă e într-o discuție sau, dar nu mi se întâmplă, că acum, cunoscând această învățătură, eu nu am de ce să, înainte, dacă cunoștea ceva cineva, era din plângerea mea. Egoul se plângea și eram o victimă. Dar acum... Roxana, așa acum... Spune că e bune dacă spun așa. Da, Roxana, așa acum, întrebările astea îți vin pentru că există o preocupare acolo în adâncul tău, știi? O preocupare când vine, cum vine, știi? Și atunci ei îți arată oglinda. Uite ce ai acolo înăuntru, în adânc. Da, da. Ei îți arată doar oglinda, da. Da. Vorbeam cu doamna Elena și am spus că adică ea zicea, deci să cred că schimbarea asta mai totală din anii ei, zic că eu vă cred, pentru că adică m-am născut, am fost eu, acum să-mi spui mie pe cineva, în două, trei luni, eu o să fiu divină și așa, nu, n-ai cum, eu știu că este uitată și tot timpul trebuie să fiu atentă cu toți cei din jur, nu numai cu soțul meu și e greu că vin provocări la servici, că adică vedeam doamna Elena, că îmi vin provocări, eu încă la mine mai este descăzut, adică Da, la toți ne vin provocări, da. Tuturor ne vin. Să da. Ne intre la niște eclieri, la niște că nu vreau, cum le-am ambalat, dar pur și simplu am intrat așa în acceptare și am zis, este exact pentru mine, că nu era treaba mea să ambalez eclierii, m-am dus ca să-l servesc, să-i sară în ajutor, știți? Adică am fost o chestie care mi-am dat seama imediat că e pentru mine. Și m-a vrut foarte răstic să-l iau. I-am zis, da, sigur, zic, mă scuzați, să-l iau, deci nu a fost problemă. La care a venit după câteva zile, dar eu ne vorbindu-l de rău, ne... Sunt pur și simplu ne gândindu-mă rău despre el, au trecut. Au venit de care câteva zile să rămână, doamne, vă rog, în toată față de țigări, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, știți? Adică, zic, doamne, acesta era bărbatul din zi, atâtea zile care, știți? Niște chestii așa cât vin, dar eu văd că acceptându-i, ele stagnează așa. Da. Noi, da. Știți, adică neavând ură față de celălalt sau judecată, că de ce mi-a făcut așa, de ce mi-a zis?
că noi acum să fim realiști, nu știu dumneavoastră, dar eu înainte așa eram, că dacă cineva îmi făcea așa ceva, spune, dar ce cu ăsta, că doar nu i-am făcut nimic, nu? Da, intram în respingere, așa este, da. Da, dar acum având aceste cunoștințe, îl accept. Da, da, da. Acum mă mai sunt, mă gândeam, mai am o problemă, că mă simt un fel de Iuda. Că la noi, zice că spun că trebuie să plece fată și șefa din magazin mi-a zis la toate, știți? Că pleacă, dar vă rog frumos să nu-i spuneți că o pune cumva în fața faptului împlinit, la care eu îmi zile și da, nu prea face treabă, nu? Dar simțind că mi-a spus, eu mă simt așa, ego-ul meu, se simte că după cum mai bine nu-i spunea, nu? Să simte complice, să simte, da. Decât să știm noi că pleacă și noi să nu-i spunem aceste fete, să punem fața faptului plinit. Niște fete așa care îmi vin și din multe ori nu știu cum să reacționez la ele. Asta era și tema, adică din așa provocări care nu știu cum să gestionez situația, știți? Ce înțeleg eu, că indiferent ce vine din față, noi trebuie să spunem, da, acolo nu știu, experiență ca a cuiva care doar, noi trebuie să le acceptăm și să ne uităm la ele cu detașare. Adică nu trebuie să mă simt vinovată, că ne-a spus șefa să facă, o să spun da și da, la, cum spune domnul Mare. Noi suntem la stăpân acolo și treaba avem noi să ne gândim ca așa sau așa. Da, mai împărțăm în bine și rău și ne simțăm vinovați când când conțit de ego ne simțăm vinovați, când ne simțăm victime. Deci, ori așa, ori așa, tot în ego. Noi toți trebuie să ne uităm exact ca la un film. Când ne uităm la un film, nu te uiți acolo la film și încep să te simți vinovat. Vorbești cu această persoană și tu știi că ea trebuie să plece și așa și tu nu-i spui nimic, aș comport așa exact ca eu, dacă aș cumpli, știi? Nu știu ce se întâmplă, nu știu cum să spun, deci nu e o situație prea plăcută, dacă mă întrebați. Până cum suntem acolo 7 fete, nici nu știm toate, dar pentru mine, da, pentru ego meu e deranjat. Nu știu, cum nu mi-a luat cineva să mă fac așa. Da, din cauza asta nu-ți place, pentru că nici la ego tău să simți deranjat, dar ego lasă să fie deranjat cât de tare. Și foarte bine că e deranjat ego, înțelege că tu ești suflet și acolo e Dumnezeu care are experiență cu sufletul seala și n-am înțeleagă să mă fac acolo. Deci când mă uit cu detașare și înțeleg că doar ego-ul, dacă vine și se va spre mine, doar ego-ul e cel care e deranjat. Sufletul el n-are nicio treabă, el a venit să experimenteze viața pe pământ și atât. Sau mai am o problemă așa când cineva judecă pe lângă mine și mă mai întreabă, spune și tu, așa e, așa e? Eu la care mă uit și spun, nu știu ce să spun, da? Dar când ați spune că n-am dreptate, dacă judecă pe una sau pe alta, nici aici nu știu cum să gestionez, iar mă depășește situația, că într-un colectiv e mai greu. Că stai câteodată zi întreagă când lucrări dimineața până seara, știți cum e și nu poți să nu vorbești deloc sau să nu mănânci cu el sau să nu stai, că nu faci treabă ca necat acolo și spui, nu, eu sunt divin. Nu mă gândesc că trebuie să-i dai așa un răspuns. Și din teori, la fel, e gândit, băi, nu ce spune, iară judec, iară ce mă gândesc pe mine, ce face ăla sau aia, știi, că nu-i treaba mea. Din față, ceilalți ne oglindesc cu și noi. Și noi cândva am avut nemulțumiri și cândva am criticat și atunci ei vin spre noi ca să le acceptăm. Asta nu înseamnă că, de exemplu, și momentul ce-am văzut la mine, la muncă, în momentul când noi suntem în acceptare și înțelegem cu oamenii minunat tot, atunci în jurul tău nu mai vine nemulțumiri. Dacă vine voi nemulțumiri, cum a fost azi, o critică mică, imediat îți dai seama. Și vă spun ca și cum nu mai poți în socială, nu s-a mai continuat o vorbă absolut deloc. Când înțelegem că în fața noastră e Dumnezeu și astea doar experiențele omului și din dezintențite din ego, spui că eu nu sunt acela, eu sunt suflet, atunci nu mai vin din față, adică dacă te identifici cu lumea și cu ego și tot cauți prieteni acolo, nu prea pot. Da, deci nu trebuie să mă identific, cred că eu mă identific, am des, aici e problema.
Da, pentru că prima fază, știi, noi avem intenția să dăm sfaturi, că trebuie așa sau asta. Suntem foarte buni. Așa, deci acolo e experiență și cam atât. Chiar dacă vine o cumva să prinde un gând, să înțelegi că noi suntem doar suflet, ego-ul cel care are... Da, și mereu te oglindești cineva. Chiar colega mea se fiesa azi când ne-am adus acasă, că aveam niște căpșuni din cărea și ziceai că merg în drum, știi tu, eu cu mașina. Și îmi spune, tu mai vin, zicea șefa, mă simt așa de tot ce față de asta, că ești un fel din eu. Zic, mai știu, zic și eu la fel. Adică, efectiv, mi-a dat oglinda și eu tot așa gândeam, știi? Mi-a adus, da. Da, da, fata fie, poate Dumnezeu i-a pregătit în altă parte mai bine și noi aici, noi acum vedem pe triați, e un lucru rău. Hai să spun o experiență de la noi, de la muncă. O colegă care eu a fost un gândit la un moment dat era foarte tare în ego, cum am înțeles acum la domnul Mariu. Și o căzut-o din funcție, că la muncă la noi, exact cum a spus domnul Mariu, se mirotește, deci e șef, după aceea se pune pisităt, deci absolut pisităt. Și nu înțelegeam înainte. N-are momentul când vezi că s-a crescut ego, te-a mutat. Și era are o facultate și cum să pui ea marcă. Deci era o revoltă foarte mare. Ca după vreun an și ceva de revoltă, îmi spune acum, zice, la câte condiționări și așteptări sunt în funcția pe care o avea ea. Deci eu acum conștientizez că Dumnezeu mi-a făcut un mare bine cum m-a adus aici, că sunt atât de liniștită. Deci noi nici nu nu știm câte trebuie să trebuie, da? Nici nu ne dăm seama că Dumnezeu în fiecare secundă se îngrijește din noi și ne pune loc cel mai perfect. Deci, Doamna, ce Dumnezeu i-a pregătit în altă parte, în loc, unde sigur e bine pentru sufletul ei. Și nouă ni se pare că e ceva nedrept și că vrea să o vei de acolo. Nu! Totul ce faci acolo e Dumnezeu care le reglează, nu oameni, nu șefa, sau șeful care îi... E acolo oamenii sunt mânați de bine și noi trebuie să acceptăm că e perfect așa. Nu putem noi schimba lucrurile. Da, și acolo, cine a zis că intervine Dumnezeu tot timpul când o dată din funcție pe doamna asta și la momentul respectiv probabil chiar credea că e un lucru rău, dar văzând după un anumit timp, vreau seama că așa îmi dau și o seama acum, că e cel mai bun lucru. Adică dacă spunea cineva cu anul trecut că spunea, băi, e cel mai bine că a plecat, să te spunea, cred că e cu capul. Adică cred că am și spus asta, dacă mă întrebați. Dar acum, conștientizând că eu, datorită acestei plecări a lui, am cunoscut această cale, altă cale decât cea pe care mergeam, decât cea egoică, îmi dau seama că e cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla. Pentru că altfel eu îl țineam pe el legat și aveam, cum să spun, controlul ăsta atâta lui, nu mai vedeam în alte părți ca să mă duc spre cunoașterea asta, chiar dacă mi s-a arătat în față, știți? Așa rămânând singură, altfel și bineînțeles, rămânând în suferință, așa, în suferința egoului, am acceptat această cale. Adică n-am cuprins-o din prima, dar încet mi-am dat seama că asta e calea cea adevărată. Adică chiar dacă îți pare greu în locul tău, e perfect așa. Da. Aveți dreptate, tot rău spre bine. Adică nici vorba asta nu e la întâmplare, știi? Tot timpul când Dumnezeu îți face ceva, trebuie să spui mulțumesc. E încă la crezi că e rău sau așa, deci nu e rău. Să înțelegem că sub pastila ce pare nouă că e amară, se ascunde o mare prăjitură. O mare prăjitură aici. Deci, orice lucru care nouă ni se pare rău, pentru suflet e perfect. Deci, e vindecare. Da. Și noi că cerim de la Dumnezeu și de atât timpul mă uitam, mă gândeam la mine așa. Ceea ce noi nu avem nevoie, adică acum să-ți ceri tu, toți fii încerșător, toți să-ți dai. Când acatiți, tot despre asta e vorba, să-ți pui cerințele, să-ți pui ce vrei tu să-ți se întâmple, de parcă Dumnezeu nu știe ce vrei tu, știi? Adică dacă știi că-ți firul din cap, clar că-ți știi și trăirile și gând.
ajunge așa, măcar la conștientizarea asta. Să înțelegi că e foarte simplu. Na, noi vorbim acum așa, dar lumii ți se pare că îi spui la cineva așa niște chestii, ești nebună. Da, la momentul când noi să înțelegem mai profund, acel din față... Ce e la să înțeleg, da? Exact. N-ai ce să-i spui la celălalt. Eu mă uit acum la muncă, la ta deschidere au fetele, deci în două cuvinte înțeleg. Dar când, de exemplu, dacă noi încercăm să avem dorința de a împărtăși din experiența asta, n-ar să facem decât să luăm chestii. În momentul când noi ne axăm doar pe noi, să ne schimbăm noi, atunci vor veni din afară care vor vrea să înțeleagă de ce ești tu așa. De exemplu, am o colegă... Dar mă întreabă, multe mă întreabă, dar tu nu te superi, tu nu... Cum adică, nu e rău ce s-a întâmplat? Noi zic, măi, nu, e bine așa, e perfect așa, că sunt toate de plăcut în video. Am zis, eu tot le spun, dar nu sunt de gândit pe lumea asta, să stăm cu țigara, nu, cafeaua, așa, să stăm pe scaun, să ne distrăm, să... Mi s-a spus că mi s-a întâmplat și mai bune și mai rile și... La care este mai bun. Sau mai spun multe, spun că îmi spuneam și eu înainte, în oglinda mea, că mă doare sufletul. Și automat ego meu intervine. Sufletul că nu doare. Cum să nu mă doare, dar eu nu mai pot. Na, eu zic că așa am conștientizat acum, că nu-mi doare sufletul. Îmi doare ego-ul nostru, că am pierdut ceva, zic, și cineva drag sau ceva la ce țineam. La care este nu te înțeleg. De ce nu te înțelegi? Deci cum să nu doare suflet? Am zis că dacă și eu spuneam tot așa cum mă doare suflet, dar nu doare, că el e bucuros de orice mi se întâmplă. Și din multe ori se planează așa, adică nu se mai discut așa. Uite, la mine, cred că nu o să mă trebuie o leacă nebună. Da. Asta e părerea doar a noastră, să știi, da. Oameni. În momentul când faci liniște și nu spui nimic la nimeni, vor veni oameni și te vor întreba, spune și mie ce faci, ești așa în liniște. Nu, că să știi că în momentul când ești liniștit, oamenii nu vor decât liniștea, atât îi vor doar iubi. Și îi vin spre liniște și întreabă. Dar trebuie să fim noi, să ajungem noi, să înțelegem mai profund lucrurile astea și să vezi că n-ați mai vei nimeni să spui că ești într-un anume fel sau că te întreabă cum faci ca să fac și eu așa. Am înțeles, da. Și perfect așa cum e. Suntem pe drum și în parcurs. Trebuie să avem răbdare și cu noi. Și să fim perseverenți, să ne vedem în permanență că Dumnezeu e Cel care experimentează prin noi. Și că vrem, nu vrem să credem, la noi e puterea. Deci în funcție de cum ne schimbăm noi în interior, că experiențele astea din afară ne ajută să ne echilibrăm în interior. Că degeaba spun eu pe afară că am făcut ceva. Dar interiorul vorbește, deși e cel din față. Experiența și față ne arată. Știi de ce? Pentru că mie vin multe provocări. Și de asta zic, măi, nu schimbați. Provocările vin la ego, nu se întâlni. Vine la ego ca să-l scade. Că noi dacă avem un ego mare, automat ne vin și provocările mari ca să ne scadă, să-i scadă ego-ul. Nu vin pe tu ca ființă divină, ești iubire. N-are cum să vin provocări la ego, la suflet. Ego-ul era vrea. Da. De fapt, cred că vin din spate programe pe care le conținem în subconștient și vin spre eliberare, de grația lui Dumnezeu, și asta se întâmplă. Da. Ma, eu nu știu cât, da, din spate aveți dreptate. Pentru că discutam și cu doamna Elena într-o zi și spuneam că eu pe timpul așa am fost, că am crezut că așa e normal, să fii pieptul, tu să faci, tu să dregi, tu să fii prima, tu să vrei. Dar asta ce pot, adică mi-e vin ale mele, cred că. Până să vină așa, mi-am urmă, mă gândesc că eu le-am topit ale mele, că am vizuri, dacă mă întrebați. Și după aia cred că vine și după celelalte părți. Da, da. Nu știu cât e din...
Dar eu știu cum a fost. Mi-avut cunoașterea asta și știu că am fost mai mereu pe ego. Nu știu cât la sută am fost eu în suflet. Dacă, în primul rând, cred că trebuie să se elibereze din subconștientul nostru toate programele care presupun principii, credințe false, dogme, întâi trebuie să se elibereze, cred că, toate astea și apoi programe din spate, de la programe moștenite, care și acelea trebuie tot să elibereze cumva din ce le conținem noi, că de fapt conținem totul acolo. Mai puțin sau mai mult ca și intensitate sau cantitate. Dar pe măsură ce vin, Dumnezeu ne le aduce la suprafață tocmai ca să le permitem și să le înțelegem, să le acceptăm și să le elibereze Dumnezeu. Tot El le eliberează. În măsura în care noi le acceptăm și nu ne opunem, nu le reprimăm, că ele se duc înapoi dacă le reprimăm. Dacă le acceptăm, conștientizăm și permitem lui Dumnezeu să le elibereze, alea s-au dizolvat deja. Cu toate că toate programele astea sunt false în realitate, știi? Sunt programe egotice, false, dar le conținem acolo, da. Cred că sunt într-un film. Exact. Așa, da. Nu sunt eu acolo, adică nu-i... Mai ales când la o domnul mare, tot timpul eu îi spui la suflet, adică tu când știi că n-ai nicio treabă, nu te interesează, ești bine, așa, atunci ești în suflet, dar când ai un gând, orice fel de gând, de vrut, de avut, de mers, de făcut, ăla e ego, el vrea. Da. Așa că aici trebuie să nu mă mai identific deloc, nici că e bine, nici că e rău, nu mai împart deloc, mă gândesc chiar sub nicio formă, nimic. Și atunci... Cred că nici nu mai vin, adică chiar dacă îmi vin, e perfect așa ce vine. Da, da. Așa este. Tocmai lipsa de reacție și de oponență ne ajută foarte mult, că le acceptăm și pur și simplu trec, pleacă, se dizolvă. Da. O face Dumnezeu. Da. Pe mine mă ajută tare mult să vorbesc cu dumneavoastră. Pentru că, na, pe toate ne ajută, Roxana, pe toate ne ajută, da. Știți cum e treaba acum, că altfel te duci mai departe, cum se zice, asta e calea, știți? Da, așa este, pentru că comunicarea dintre noi e ca și cum pur și simplu formăm un singur corp, știi, un singur suflet. Suntem, de fapt, un singur suflet la Dumnezeu și ne ducem împreună mai departe. Da. Ne susținem reciproc, știi? Asta e cel mai important, cred eu, că ne-am găsit așa și putem vorbi. Și da, putem da. 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 Că trebuie pus în practică toată metoda asta, că teorie așa știu deja. Da. Dar mă bucur așa să mai reușesc să pun în practică. Da. Și să fac cu bucurie și să nu am critică și ură față celălalt. La tot ce mi-a spus, am zis că asta aici trebuie să ajungem, să facem totul cu bucurie. Dar practica, că dacă nu experimentăm, nu reușim să depășim anumite programe. Nu reușim să le eliberăm. Doar prin experiment, prin experiență reușim să le traversăm și să ne împuternicim cumva, ca și suflet, eliberându-ne de toate programele astea. Da. Da. Elena, ești? Elena, ești? Cred că mulțumesc pentru toate experiențele astea care îmi vin din față tot timpul, chiar dacă mi-e vin mai multe, zic eu. Tot timpul sau zi de zi sau mai multe, că zic că vin multe. Deci trebuie să mulțumesc pentru fiecare și trebuie să le iau cu bucurie. Că atunci suntem bine, când bucuroase pentru tot ce ne se întâmplă și nu mai am gândire. Să vă duce sau nu, poate să mai întreb. Pur și simplu să le accept, asta am înțeles eu acum de la voi, nu? Da, exact asta. Mai multe experiențele astea vin ca să se echilibreze ceva din spate.
În momentul când înțeleg că exact e ca un medicament pentru suflet și accept absolut acidimii, atunci el să șterg mai multe programe din spate. Și noi nu trebuie să ne interesează ce au venit, cum au venit, cine a spus așa la, cine a arătat. Dacă putem identifica pe imediat în moment, bine, dacă nu, Doamne, Tu ești acolo. Tu ai venit ca să mă, să mă gândești. Mulțumesc! Exact ca atunci când te duci la doctor și îți dă un tratament și tu conștientizezi că tratamentul acela te face bine, pentru că tu ai conștientizat că e o problemă, nu? Exact. Apropo de tratamente și de probleme, în mare parte, doamna Irina, mă știm că momentan situația mea financiară e cam la limită și au trebuit zilele astea să împrumut niște bani. Împrumutând acei bani, nu avem niciun ban în portofel, am împrumutat. A ajuns în magazin, este un om care mai vine aici, arg la mine. Cum a intrat în magazin, l-am văzut, la care îmi spune, vai de mine, de te așteptam să vii, deci cine te așteptam? De când te aștept, îmi spune, deci spune, deci uite, eu am 30 de lei, deci mai în 30, îmi iau un bag de pâine cu pe undeva la țară. Încă 17 lei, deci îmi dai ca să-mi iau, eu zic, da, îți dau, zic, Doamne, tu ești aici. Eu cum mi-am umplut portofelul, chiar dacă acei bani erau împrumutați, care mi-am umplut, cum ți-ar zice, cum a venit, zic, măi, asta e pentru mine. Adică am mai gândit la partea, zic, Doamne, cred că tu ai vrut să nu împrumut, că trebuia să stau așa în ce eram. M-am gândit și la asta, zic, cred că mie îmi trebuia acea situație să nu împrumut. Dar masc mai o mână spală pe alta și m-am gândit, zic, na. Dacă a venit situația asta, zic, acolo e tot Dumnezeu, să vadă, dau și noi am promutat, dar eu mă dar cum gândesc, da, sigur, îți dau, deci nici nu am un... Am zis că e pentru mine, da. Asta e, acum spuneți voi cum am procedat, că... Adică am și gândit așa cu zâmbetul pe buze, am spus da și m-am gândit, zic, vai, aici e Dumnezeu, zic, cum e picitor, dar parcă acum, ca și cum e zis în față. A împrumutat, cred că trebuia să mai răstrâns sau să nu împrumut. Sau îi dăm greu, noi mai putem să-i dăm greu, adică ne dăm când ne se cere și conștientizăm că nu ne ajunge și că n-avem. Că deși nu ne ajung bani, pentru că vrem binele, adică nu... Da, da, pentru că ne vrem binele. Nu conștientizăm că, de fapt, multe lucruri nu ne trebuie. Acum, de o bucată de timp, când mă duc prin oraș, pur și simplu, parcă nu mai am ce să cumpăr, nu mai... Da, și eu mă duc la fel. Da, nu mai... Da, și eu nu am nu mai trebuie. Da, pentru că a fost o avalanșă, cum spune domnul Marius, noi, când au explicat că noi suntem majoritatea diabolizat, ne-am dat seama că are foarte mare dreptate. Pentru că ne-am dus atât de tare spre materie, adică în loc de cât suntem în casă, suntem patru, avem patru farfurii. Ori eu n-am numai patru farfurii. Înainte, vremuri, avea două crasoane, unul punea mămăliga și unul punea șorba. Atât și mâncau tăți, punem și mâncam tot, da. A, da, pe când acum... Dar nu zic, domnul Marius, păi să fim săraci și fericiți? E, da, și o mămălig, întingeam toți acolo, într-o farfurie. Era mică când se mai curta în casa, că na, am și eu atâția, chiar să merg. Adică țin minte că îmi punea ceva în țigare și toată lumea de acolo la cum mă lege sau cu ceva. Avanța. Ei, acum da. eu... Tot e microb, trebuie șerbet, el trebuie farfurie, da, trebuie da, bine, da. Trebuie. Da, pentru că materialul ăsta ne-a dus că trebuie. Dar nu trebuie nimic. Nu trebuie nimic, deci mi-a dat seama că asta ne duce pe noi să ne stresăm că nu ne ajunge. Și alergăm atât de tare, alergăm acum, nu mai alerg așa. Păi să da, că eu cred, că ei se strângi. Acum da. Vreau să zic că nu mai... Da, iau că la copilul cum îi trebuie, nu îi să-mi dai nici mâncare, să aibă necesarul, că doar de asta să-și împrumuta bani, că și da școlar și excursii, na. Pe alte cerbări și trebuie. Dar asta tot ține între egoului, că pot să ne limitez cumva dacă vrei. Exact. Și tu poți să limita exact la strict, chiar la copilul spune, măi, atâta este, că și nouă, când îmi spunea, când eram mici, n-aveam, care era problema. Tot am crezut, că n-aveam mult acolo, că n-aveam.
Da, da, unii cu tare sau, da. Totul este alergăm așa ca nebunii, că nu ne trebuie nimic material. Roxana, acum, la 54 de ani, am tot timpul din lume. Lucrez 6 ori, depinde, am programul, eu sunt 6 ori, dar e fluctuant, mă pune și 8 ori, și 7, și 9, depinde cum e, dar nu ies. Dar vin acasă, am timp să lucrez prin grădina, am timp să stau și la un telefon dacă mă solicit cu cineva. Pot să mă duc așa și eu, da. Deci, am timpul să dilatat timpul, înainte eram pe repede dinainte. Tot nu aveam timp, tot eram nervoasă, tot eram victimă, tot eram nego. Deci mi-am dat seama că starea noastră interioară reflectă în exterior. Da. Și limităm și înțelegem că ne trebuie puțin și nu mai alergăm după plăcere, exact cum spune domnul Mariu, și încă este și acum plăcere. Eu recunosc. Da, cred că tot mai avem noi cum, adică. Da. Nu beau poate anticari zi, dar odată la așa tot beau. Au mai fi adicții care le avem când anticari. Da, dar tot îi conștientizăm să avem așa și o, nu știu cum să zic, nu știu dacă neapărat o limită, că nu fim limitați, o măsură, cumva, ne dăm seama că deja trebuie să facem mai mult decât dăm, exact cum zici, mai mult să facem noi decât luăm. Nu mai lasă să arriva, îți fac un tor, da, îți fac cu toate, nu am, mai am și teme, și dar ne spunem, nu, parcă timpul nu mai trece așa de bine, pot să-i fac și lui, pot să-l fac și mie, treburile, adică, el poate merge la servici, nu mai sunt chiar așa. Mă gândeam că după ziua fete am strâns în casă, chiar cu bucurie așa, zic, Doamne, cât direct de strânge, dacă vă făceam o fotografie, vedeți cum era și cum a rămas după atâția copilași. Dar eu pe fiecare în parte am iubit și am servit, chiar mă uitam, că am făcut în niște acadere, în cele mai mari am dat la cei necunoscuți. Că, zic, așa știu regula acum. Și Dumnezeu, după ce a plecat, e un dezastru în casă, dar nu știu cât de vei, cât de am putut să strâng. Adică a trecut jumătate de oră și casa mea era lună și eu nu eram obosită. Am zis, Doamne, când le faci cu bucurie, altfel, nu știu. Dar până nu conștientizești, nu trăiești așa, nu crezi parcă, știi? Trebuie să pui în aplicare așa ca să vezi rezultate. Dacă rămâne numai la nivel de informații și nu punem în aplicare, n-avem cum să avem și... Da, n-avem cum să avem foloasă, că, da, asta e regula. Exact ca la școală sau în muncă, oriunde. Asta e un proces, dar trebuie determinare la noi. Exact. Dar încet, încet, lucrurile se așează. Că dacă te uiți acum, Roxana, noi și prin pireții dinainte, dar dacă ai stat și te uiți la cum era anul trecut și cum ești acum, e diferența de la cer la pământ. Da. Da. Mai țin indica zilat la mine, dar ego-ul meu nu a terminat. Da. Nu mă terminam. Uitându-mă în urmă, dau seama cât de vindicare asta e tot așa și trebuie să pun în aplicare. Trebuie să pun în aplicare mult mai mult și trebuie să mă lăs mult mai mult în acceptare oricine vine. Deci, da, n-am altceva de făcut decât să accept mereu. Da, cred că doar trebuie să acceptăm și să ne lăsăm. N-avem ce să aplicăm, doar să lăsăm. Dar să ne lăsăm ca Dumnezeu să experimenteze cu El și să spunem da la ce vine din față. Da, Doamne. Ai văzut un da, Doamne, câtă liniște a adus în tine? Ați vorbit El prin mine, adică cred că ne spunând acest da, Doamne, mai aveam de obiectat, sunt sigur de asta. Dar așa că am simțit că nici eu, adică tot am spus da, deci da, așa e, da, e bine, nu mă supăr, nu, e perfect, deci a fost acceptare totală. Și chiar cu bucurie. Și am spus așa, am zis telefonul și am spus, Doamne, zic. Nici nu venea să cred că eu sunt acolo în telefon. Că eu am vorbit așa. Dar știi de ce? Pentru că noi nu înțelegem că noi în față nu avem oameni. În fața noastră e Dumnezeu care era o formă în interiorul nostru să ne arate cum suntem noi în clipa și în adânc.
Dacă noi am înțeles, cum spune Domnul Mare, dacă am fi conștient în fiecare secundă că fața noastră e Dumnezeu, nu poți să ai decât recunoștință și smerenie și acceptare. Că nu, cred că nu avem așa un ego din mare care să zicem mă lupt cu Dumnezeu. Da, că asta e multa din patru îmi place. Că spune, Doamne, am vedet că Dumnezeu îmi plica cu Dumnezeu. Că nu pot să spun, dar când mă zic totul meu, că am înțeles la Domnul Mare că totuși n-a bărbatului, parcă altfel, ținând cont că am fost numai mie cu o față de el și am condiționat situația, am știut că atunci nu mă simt vinovată, dar așa am știut atunci, la momentul respectiv. Dacă aveam această cunoaștere, cineva nu implementa nimic, nu făceam așa. Dar eu atunci așa am știut. Mi-am dat seama că am greșit atunci față de el, că așa am știut eu. Dar îmi dau seama că comenta orice ar spune, adică am instant în mine. Da, este pe cum spui tu, ce faci tu e sfânt. Chiar dacă nu mai vede. Dacă da, e chiar... Da, îmi sunt telefonul, că te auzăm între râsuri. Da, să înțelegi că și atunci, chiar dacă a fost experiență lui mi-a reglat Dumnezeu, deci prin experiențele care am trecut și prin lucrurile care noi gândeam că sunt reali, Dumnezeu mi-a reglat, deci exact ca s-a filmat, exact așa tot s-a întâmplat, numai că era altă vibrație. Da. De asta îi explică Domnul Mare că nu avem ce să iertăm. Pentru că noi atunci, dacă eram în ego, imediat vine corecția. Și noi ne acceptam cu miștea, la ce făceam noi. Da. Da. Numai că n-aș știu trebuie să acceptăm atunci când nu știam, credeam că luptam, adică am luptat mereu, de asta spun că nu e ușor, dar având cunoașterea asta știu că aici trebuie să merg, e goul meu, nu știu, că îmi trebuie să fac nicio treabă, fericit să spun că am ținut într-o închisoare, dar trebuie să merg pe calea să fac ce tot ce vine, cu bucurie, cred că asta e cel mai, nu cu vai ce mi s-a întâmplat nimic. Că nu mi se întâmplă nimic. Da. Ego e deranjat. Sufletul, el n-are absolut nimic. Acum, dacă era sufletul, el... Sufletul, vezi, el nu vine nici cu o corecție, să spui. Ego, el are... Da. Nemulțumiri, neacceptări, are întrebări, are condiționări. Sufletul doar e. Da, o concluzie că trebuie să ies cu ce împate. Da. Dacă a ajuns, mi-a venit în mesaj că a ajuns în excursie. Da, da, da. Mulțumim, Roxana, mulțumim mult și te mai așteptăm. Vă mulțumim cel care mult și m-a tăcut să ne realizez că trebuie să accept chiar tot și nu mai bag loc. Eu vă mulțumesc și ne mai auzim. Mulțumim, Roxana. Mulțumim. La revedere. La revedere. La revedere.